Bună ziua și bine v-am găsit din nou. Astăzi continuăm și avem aici un stup. Aici este o singură colonie. Și vom vedea ce am făcut la ea. Fiindcă ea este stupul în care vreau să cresc regine, niște boci, am zis să renunț să mai cresc regine anul acesta, chiar dacă ați văzut prima etapă în filmele anterioare. Și am decis să testez din nou o metodă antiroire pe care să o folosesc în anul următor. Cu toate că metoda aceea cu izolarea reginelor am făcut-o probabil destul de, să spunem așa, nu prea corect. Dar acum o vom testa și pe aceasta a doua, care zic eu că e mai promițătoare și trebuie pusă în aplicare doar în momentul în care intră colonia în friguri. Până atunci vom încerca să facem, să spunem așa, să facem acele lucrări pentru a evita frigurile roitului, care le știți în fiecare în felul dumneavoastră, cu lărgirea cuibului, cu diferite alte metode. Dar după ce eșuează acele metode până la urmă, vom trece la următoarea metodă. Aceasta constă în a vedea prima dată măcilii care au intrat în friguri, depistarea lor și aducerea lor într-o pușcă de tip transport, nu bigudiuri, fiindcă acelea nu vor funcționa. Să nu încercați să faceți în bigudiuri această lucrare, fiindcă nu o să meargă, și doar în aceste cușcă de transport. Camat ca tot timpul să fie în contact cu albine tinere. Și de când vă spun acest lucru, la ce mă refer? Mă refer că aceste cuști de transport, să vă arăt una cum arată, unii o cunoașteți foarte bine. Deci această cușcă de transport are niște clapete aici pe partea aceasta, are cea principală care se vede. Deci cea principală aici, aceasta este mare, aici a dat drumul la matcă în stup, dar mai are o clapetă aici micuță, pe unde intră doar albina și doar albina va avea acces la matcă. Astfel, când lăsați matca în această cușcă, albina va avea acces la matcă și nu va fi nicio problemă. Iată, aici avem matca îngrijită de albină. Iată ce de albine avem aici în această cușcă, deci albinele vor îngriji foarte bine masca și o vom putea ține două săptămâni o voi ține aici. Și când îi dai drumul, doar deschizi clapeta mare și va intra din nou în colonie. Dar acum ce avem noi de făcut este ca odată la 7 zile să verificăm tot cuibul și să distrugem bocile respective care le vom găsi. Unde nu vom fi siguri de boci, vom încerca să le distrugem. De ce este important așa și nu cealaltă ce am făcut-o eu cu scoaterea reginelor din colonii, s-a întâmplat următorul fenomen, că și-au tras boci de salvare după ce am lăsat eu orfană colonia respectivă. Dar lăsând matca în colonie, acele boci nu vor mai exista, ci vor fi doar cele de roire. Aceasta a fost greșeala care am făcut-o de a pornit roii, de a roit. Dacă vrem să scoatem totuși matca din colonia respectivă,
va trebui să așteptăm perioada de 2 săptămâni sau măcar 10 zile până vor fi căpăcite toate larvele și abia după aceea să alegem o botcă pe care o vom lăsa în colonie pentru a nu-și mai trage boci de salvare. Deci asta e concluzia la care am ajuns eu. Acum voi căuta iară boci de roire. Știu unde era cuibul înainte. Aici avem doar rame goale. Scot o ramă să-mi fac loc. Scopul meu este ca albina respectivă să scadă în putere și voi putea aplica și un tratament la finalul acestei etape. La finalul acestei etape voi reuși să fac și un tratament bun antivaroa. Iată, aici avem nectar proaspăt, dar în schimb la aceste colonii puternice le voi extrage mierea, ce se va putea extrage. Iată, avem aici nectar avem. Ceea ce am mai făcut eu și nu trebuia să fi corectat este că am lăsat această ramă crescătoare, am lăsat-o înăuntru, trebuia să o scot. Iată, au crescut făguraș. Făgurașul ăsta e crescut de trântori și acum chiar mă gândesc că o să-i las. Deci o să-i las acest făguraș, dacă tot l-au construit. Acesta indică încă un lucru, adică prezența reginei în stup. Fiindcă dacă ar lipsi această regină din stup, deci o colonie orfană nu construiește. E și un semn bun. Reginele sunt foarte bine încă simțite în colonie. Fiindcă ceva, dacă nu mai găsesc boci, o să-i dau drumul la regina respectivă, deci nu o să o mai țin, o las să-și vadă de treabă. Dar asta în caz că nu găsesc bot respectiv. Aici începe cuibul, fiindcă e foarte greu, foarte grea rama respectivă, are nectar. Eu verific bocile, de-aia fac astfel. Aici o ramă cu miere. Ce mă bucură e că au început să căpăcească aici și vom putea să scoatem această ramă cu nectar înainte de a face un tratament. Aici avem și rame de plastic. E singura colonie care a construit ramele de plastic, cât de cât. Fiindcă au intrat majoritatea în frigurile roitului, n-au mai construit. Dar și aici avem miere pe care o vom extrage din câte văd eu, fiindcă au început să căpăcească. Și primul semn, aici avem o botcă construită și cu larvă în ea. E cu larvă în ea. Ceea ce înseamnă că deja era oată în momentul izolării reginei respective. Iată, aici avem larva cu lăptișor. O vom da afară din stup. Mai e o greșeală care o tot repetăm toți, de fapt. Când distrugem bocile, le lăsăm în stup. Am observat că le vor reconstrui. Deci, albinele vor lua acea larvă, o face ea ce face și reconstruiește din larva respectivă o botcă.
Deci nu vom da drumul la matcă acum. Mai așteptăm 7 zile. Iată, avem și boci căpăcite aici. Acestea erau de roire și din acest moment începem să scuturăm toate ramele, fiindcă se apropie cuibul. Începem și scuturăm ramă cu ramă, ca să vedem fiecare botcă. Dacă a rămas o botcă, vom avea probleme. Iată, acum eu am văzut 3, iată că ele sunt 4 și acestea le vom extirpa. Pur și simplu, dar ce rupi, rupi și dai afară. Nu mai lași, nu mai arunci în suflas, că nu e o pagubă mare acea botcă. Dacă ai scos-o din colonie, nu e o pagubă așa mare. Și avem și aici una. Iată, aceasta a fost distrusă. Aici să știți că există matcă în ea. A reconstruit albina acea botcă din ce a avut ea acolo. Deci asta e prima ramă. 7 boci pe prima ramă. O mai lăsăm 7 zile, venim și repetăm această operație. O parte din albine vor vrea să roiască și o parte nu, fiindcă nu roiesc toate din stup. De acum scuturăm ramele, nu ne mai uităm că, vai, puiet, nu? Nu ne interesează acest lucru. Verificăm fiecare ramă, astfel. Botcă, deci avem una aici, botcă începută. Încerc să o elimin cu totul, să nu mai existe deloc. Așa. Uite, altă nenorocire. Deci, când distrugi botca, lași chestia asta. Aici este o matcă vie. O vom scoate afară, chiar dacă nu pare ea cine știe ce grozavă, acolo este o matcă. Încercăm să și lăptișorul să încercați să-l scoateți în afară alezi. Deci tot. Și botca o rupeți din rădăcină, dați afară. Metoda nu este inventată de mine, este de la un apicultor englez. Un apicultor englez face acest lucru cu succes. Iată, și am zis că era ceva mai bine de făcut față de ce am făcut eu, adică acea izolare. Iată, dacă ne uităm așa, e multă albină. Nu o să vedem noi toate bocile. Scuturăm, nu se întâmplă nimic. Cel mai mare problemă ar fi să aibă rău de înălțime albina. Altceva nu li se întâmplă. Iată alte boci avem aici. Încercăm să eliminăm tot. Dacă, să spunem azi, scap acest lucru din vedere, când voi veni peste 7 zile, degeaba mai vreau eu să iau din nou, că tot aia se va întâmpla. Iată și aici avem o botcă, scoatem afară, trecem și pe următoarea pagină a ramei. O altă botcă. Dăm afară. Deci curățăm tot. Fiecare ramă. Bun. Mai departe. Deci ați înțeles ideea acum. Eu nu vă mai țin să lungim filmul mai departe, fiindcă oricum asta voi face și voi reveni peste 7 zile la aceeași lucrare și voi începe iar să mătur ramele, să văd dacă mai găsesc. Dacă nu găsesc, dăm drumul la matcă. Bun, până data viitoare, numai bine și să fiți sănătoși!